Zeci de oameni s-au strâns în jurul fetiței imediat după accident, iar de frică șoferița și-a sunat soțul care era în apropiere și apoi a urcat într-o mașină, speriată că ar putea fi linșată. În scurt timp la victimă a ajuns și un echipaj de la terapie intensivă mobilă. Fetiței a fost acordat primul ajutor și a fost stabilizată, fiind transportată la spitalul de pediatrie din Pitești. Când a auzit ce s-a întâmplat, mama ei a alergat cu celălalt copil în brațe la ambulanță. La Craiova a venit de una pe oră! Asta a venit repede! La unde a venit de una pe oră? Bine, ce să le faci? La Craiova! Mărturii spun că șoferița avea viteză și nu a observat-o pe copilă, în timp ce aceasta traversa pe trecerea de pietoni. Era fata jos acolo, toți grămadă, polițaii striga la lume să dea la o parte să vină aer, a venit peste 5 minute, că o fi fost mai mult, nu știu, a venit ăștia, i-a acordat primul ajutor, l-a luat acolo. Era fata pe treceri și a dat mașina asta peste ea. Și a luat un bot și a aruncat. Da, a luat un bot și a aruncat aici în drum. Uitați acolo. Da? Când am ajuns era fetița jos. Era conștient. Era conștiință că îi zicea lui taică să nu plece de lângă ea. Da, după trecere a luat-o și a aruncat în... Vă dați seama. Oamenii sunt revoltați și spun că de când semnele au fost schimbate în locul respectiv au fost numai accidente. Așa se întâmplă aici întotdeauna. Frâne cu grămada, clansoane cu grămada, eu stau aici la unul și te trezești din pas, sari în sus că te sperii. Semnele astea de circulație de la schimbat e teroare ce e aici, teroare. Fetița de 9 ani a fost transportată la spitalul de pediatrie din Pitești, iar medicii spun că starea ei de sănătate este stabilă. A fost chemat pentru un accident rutier în care victima era una singură, o fetiță. Este conștientă, este cooperantă, are mărci superficiale, dar bineînțeles că vor urma niște investigații care să spună exact și care să precizeze dacă pericolul i-a fost pus în pericol viața sau dacă este nevoie să rămână spitalizată. Polițiștii au început ancheta în acest caz, iar primele constatări ale anchetatorilor sunt că la locul accidentului nu există urme de frânare și nici camere video. Femeia aflată la volan a rămas fără permis de conducere și este cercetată penal pentru vătămare corporală din culpă.